fie Dumnezeu. Amen. Amen. Acum când stăm din nou la cină, acum când stăm din nou la cina ce Domnul Sfânt a rânduit, ne recunoaștem sincer vina, ne pocăim de ce am greșit. Amin. Privim în urmă peste ani și îl vedem pe dealul căpățânii, pe cruce pus între tâlhari, pe Cel ce e lumina lumii. Aleluia, glorie lui! Bagiocorit destul de mult de cărturari și de soldați, pus între cer și între pământ, El se ruga să fim salvați. Aleluia! I-au pus cununa umilinței din spinii cei mai ascuțiți. Iată-l cu palmele străpunse și cu obrajii pălmuiți. Mâinile lui ce-au ajutat atâți bolnavi și necăjiți, pe cruce a îmbrățișat vrăjmașii cei mai îngrijiți. Picioarele ce-au alergat să-i caute pe cei trudiți, cu un piron le-au răsplătit mulțimea celor miluiți. Stă ca un miel dus la tăiere, nu blastămă și nu se zbate, ci zice numai, Tată, iartă-i pe cei ce azi mă dau la moarte, celor ce îl bagiocoresc, doar prin tăcere le vorbește, iar pe tâlharul pocăit, cu loc în rai îl fericește. Zărim privirea îndurerată, cu un suspin șoptim un crez, în mâna ta, o sfinte tată, azi Duhul mi-l încredințez. Dar iată și sutașul ce grăiește de adevărul crunt iluminat, adânc smerit, umil, mărturisește, era Hristos cu adevărat. Când stăm la masa Domnului, privim spre jertfa de la cruce, ne împărtășim cu harul Lui, ce mântuirea veșnică aduce. Ne cerem azi din nou iertare, de câte, Doamne, ți-am greșit. Avem nevoie de schimbare, amin, în chipul Tău desăvârșit. Amin. Amin.